devenit la nivelul nostru, al nostru, da. You can become also poor next. Noi trebuie să devenim de asemenea săraci. Da, veți deveni de asemenea săraci și voi. But the Lord desires to protect your soul. Dar Domnul vrea să ne apere sufletele. And only your soul is protected by the Lord. Și numai sufletele noastre pot să fie apărate de Dumnezeu. When our help is expected from the Lord himself. Și de aceea ajutorul este așteptat de la Domnul însuși. The Lord will preserve you. Domnul ne va apăra. One thing. Un lucru. You have also your own identity. Voi aveți propria voastră identitate. Don't lose your identity. Nu vă pierdeți identitatea. You have a very special identity. Voi aveți o foarte specială identitate. God has done a very big work in the Orthodox Church. Dumnezeu a făcut un foarte mare lucru aici în biserica voastră ortodoxă. And the Lord likes to continue this work. Și Domnul vrea să continuați acest lucru. So stay close to the Lord. Și de aceea stați aproape de Domnul. And don't expect things from me. Și nu așteptați lucruri de la noi. Din Olanda. Din Olanda. Din America. Din America. Din Autopra. From over. Din alte frate. From the West. Yes. De la alte frate din vest. For they cannot keep your soul. Ei nu vă pot proteja sufletele, apăra sufletul. That is up to the Lord. El ajutorul vine de la Domnul. And the Lord will preserve you. Și Domnul ne va apăra. Last verse. The Lord will watch over your coming and going. Domnul te va păzi la plecare și la venire. But now and forevermore. De acum și până în vecii vecilor. In the name of the Father and the Son.